Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Mortal Kombat 1 cu Towers. Data asta, după ce ne-am jucat cu Scorpion, acum o să mai să ne jucăm cu Sub-Zero ca să fie lucrurile așa mai bine balansate. Mamă, și ce s-a nimerit! Avem Sub-Zero cu Frost în aceeași combinație nebună. Să vedem noi ce reușim să facem și să sperăm că Sub-Zero e mai distractiv de jucat decât Scorpion. Scorpion nu prea mi-a plăcut, azi văzutura trecută chiar ne-am chinuit puțin, cum s-ar spune. Drăguț intro. De ce mi-ai creat arma dacă vrei să o distrugi oricum? Ice Clone, Ice Slide, ăsta e Nair, foarte mișto. Deadly Vapors nu avem. Ok, deci sunt cam aproape aceleași mișcări. Mai mult sau mai puțin, dar ceva mai practice. Stai, am uitat ceva. Era spate B, spate AB. Ok, care era slide-ul? Asta era slide-ul, ok, bine știut. Oh, asta e un fel de oprire pe moment. Oh, what the fuck? Freeze! Da, e mult mai ok de jucat Sub-Zero aici. Stai cum era asta așa mișto. Ok, asta era fain de făcut. Stai, cum era de fapt? Ok, X. Da, din simplu fapt că am un combo care să leg lucrurile mai simplu, e mai practic cu ăsta. Cred că mă ratează. Aia zic. Era clar că mă rata. Finisher. Față, jos, jos, Y. Am dat odată, nu... Nu eram spastic când ajuns să dau de două ori, ok. Bine, pe Frost nu prea am folosit-o, dar ajungem să o legăm și pe ea. Baraca cu Frost! Și asta e treaba. Trebuie să mă învăț o leacă mai bine cu ăsta Sub-Zero. Că mi se pare urea că le generează direct cu piercuri. Ok, deci Frost acolo nu prea face mare brânză. Oh, deci chestia asta chiar e tare. Da, cu Sub-Zero chiar e destul de nice că ai și chestia asta în aer, dar cred că dacă mă uitam bine, găseam și pe la Scorpion ceva. Ai. Wow! Ce tare asta în aer. Un spam de Y în aer și ăla a fost. Deci cum era? Față, jos, jos. Ăla-i n-am. Prind-o. Wow. Maaa. Băi, ești nebun. Băi, ești nebunatic așa de fel. Băi. Dacă a fost o treabă, nu zic nu. Am zis, dacă o nimerim pe aia, la Frost o facem. La Frost nu știu care ar putea să fie, cred că e ceva de MK3 sau pe acolo, nu știu când a apărut Frost prima dată. De-aia zic că e ceva ce trebuie să descoperim. Ok,
Are multe lansatoare ăsta al Sub-Zero. Deci are multe mișcări de lansat, știi? Nici ce observ. Mama, dar n-are forță rău de tot. Nu știu exact cu clona dacă poți să faci ceva, dacă dai de două ori combinația. Da, nu știu dacă face ceva special dacă dai de două ori combinația. Spate jos, spate RB. Nice. Cred că e ceva basic. Ah, what the fuck? Ce goofy e. Mă arată goofy rău de tot. Zici că ai făcut un stickman cu mâini gigantice și picioare gigantice și capul gigantic. Foarte, foarte goofy. Reiko, bă, sincer, abia aștept să-l văd pe Reiko. Cu Reiko nu m-am jucat absolut deloc. Dar mă gândesc că e forține așa puțin. Aș cam vrea să dau o rundă cu dânsul. Asta e că ăsta are niște enhancere nebune. Holy sh! Da, mă, că încercam să-i dau aia, dar nu mă lasă, așa. Nu mai aveam ceva de făcut? Asta așa, pe față. S-a întâlnit cuplu de ghețari. Ce are fața lui Frost? Pare puțin cam... că e un disconfort major pe acolo. Pare așa un mic disconfort în expresia ei facială. Aoleu. Mamă, stai că ea e periculoasă. Nu, dar câte mai ai, mă, frate meu? Cam să fac o treabă, dar nu mi-a ieșit. M-a prins, mă, când mă ridicam. Era mid animație. Și Tani, alt caracter, că mi s-a părut foarte forță de jucat. Au, și... la fix am oprit, om. Te-ai dus. Știu dacă aveai niște mișcări să-ți faci ciocane sau ce ar fost tare. Round 2, fight! Mm.
Gata, mă. Mai trebuie să mă strofă puțin acolo. Am jucat-o cam prost, dar e ok. Oculare pe Frost. Nice. E who next? Havoc și Jax. Apoi Mirror Match și apoi gata. Pare mișcat rapidus și cu ăsta, adică na. Cred că până acum cel mai slab a fost ăsta cu Scorpion, că s-a jucat mai multe meciuri, poate s-au împrit mai bine de niște chestii. Dar încă nu e, încă nu e prea târziu să dăm greș aici, poate ne rupe Havoc de nesar creierii. Cum ar fi? Ah, nu l-a afectat. Bă, da. What the fuck? Ce zici, mă, bobiță? Vomitation moment. Stai, avem ceva pe Y? Nu n-avem. Fuck. Nu te las vere să-mi iei runda. Nu astăzi. Mâine dacă vrei. A zis, a zis că vrea acum. Ia mă pui capul. Shit. Hai, gata. A, și am crezut că urmează lupta final, dar de fapt stai că urmează Clone Wars-ul. Aici o să doară puțin că e... da. E situația puțin cam nașpii. Am zis că e prin slide-ul, dar nu e mai prin slide-ul. I'm dead. Prins. Karma, știi? Nu! Bă, dar opriți-l, frate, că nu prind nicio fereastră! Deci nu mi-a lăsat o fereastră liberă, bă! Nu!
Ia uita. Ne-am bătut de toți banii, mă jur. Hei, ce mai are ăsta, mă? Că parcă simt că nu-mi ies niște chestii, așa. Scuze moa. Scuze moa. Sub-Zero wins. Păi dar ce puteam, mă, să lăsăm lucrurile așa să degenereze în continuare și în continuare? Păi dar ce înseamnă treaba asta, bro? Shanga Sunga. Dacă uita, mi-a dat freeze frame, nu știam ce voiam să fac exact. Hai, mă, Shang Tsung, lasă. Holy. Mama, a fost transpirabil alea, că treaba. Ăla-i. Ei bine, acum să vedem ce ne zice.
I had broken the Lin Kuei free of Liu Kang's enslavement. We were the masters of our destiny. Sigur e cineva important. But taking and holding territory would require a vast army. I needed more fighters to make our presence felt. Then I recalled Shang Tsung's dragon warriors. An army of them would be unstoppable. But trafficking in such strong magic would surely draw Liu Kang's attention. Sector advised that we avoid detection by building our army using science, not sorcery. The cyber. We've invested much into this endeavor, and we are beginning to see results. Alla, Sector, cred că. Once again proving the depths of Sector's genius. Când devin cibernetici, de fapt. All of Earthrealm will honor our desires and heed our demands. Gen, if not, mai mult. They will face the Lin Kuei's wrath. Eu cred că la fel de robotici, poate nu ca o armură de asta cibernetică pe ei, mă gândesc. Cum erau practic în MK9, înainte de cibernetizarea aia. Habar n-am, nu știu. Sunt diverse teorii pe care le putem vedea probabil în MK2 sau ce Dumnezeu o urma. Nu ne mai da scorul, a zis că nu vrea să ne mai da scorul și așa că aia a fost. Anyways, boys, cam asta ar fi tot pe acest video. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim în video următor. Hai, pa, pa!